Pe parcursul anului trecut, pompierii hunedoreni au fost chemați să stingă peste 800 de incendii, ceea ce înseamnă în medie mai mult de 2 intervenții pe zi. Un aspect important este că numărul incendiilor de locuințe, de 268, a scăzut cu aproape 20% față de anul 2020. În privința victimelor, numărul acestora a fost de 10, cu mențiunea că în 2020 și-au pierdut viața în urma incendiilor 2 persoane, iar anul trecut una singură. Principalele cauze ale producerii incendiilor au fost instalațiile electrice defecte, coșuri și burlane înfundate, focul deschis, exploatarea necorespunzătoare a unor aparate și mijloace de încălzire lăsate nesupravegheate. Pentru evitarea unor astfel de situații neplăcute, pompierii hunedoreni revin cu câteva recomandări utile, mai ales pentru sezonul rece pe care îl traversăm. Recomandăm încă o dată hunedorenilor să acorde o importanță deosebită instalațiilor electrice din case pe de-o parte, să nu le supra-solicite sau să folosească echipamente cu improvizații și de asemenea, în special în perioada sezonului rece, să curețe instalațiile de evacuare a fumului din locuințele lor. Nu este de neglijat nici faptul că mai mult de 10% din incendiile din județul Hunedoara au izbucnit ca urmare unor acțiuni intenționate sau a jocului copiilor cu focul. Aproape 65% dintre incendiile produse anul trecut în județul nostru au avut loc în localitățile urbane, iar celelalte în zonele rurale. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara propunându-și pentru acest an intensificarea acțiunilor în ceea ce privește conștientizarea populației cu privire la respectarea unor norme elementare de siguranță.